și așa pot să iau tot produsul. Pur și simplu decupez, mamă ce bine miroase. E așa un gri și se văd particulele exfoliante. Iau o pensulă pe care o folosesc doar la măști. Aplic un strat uniform pe tot. Am spălat cada și acum o să pun niște sare cu lavandă. De la Lidl am niște perle de baie cu cireșe. Iar apoi, evident, spumant. Îmi place asta de la Lidl, este foarte fain și face o grămadă de spumă, dar pun destul de mult. Și m-am apucat să editez acest clip și ce să vezi, avem mici probleme tehnice, nu știu de ce, cum s-a întâmplat chestia asta, dar după cum puteți vedea, dacă pornesc acest clip în care vorbeam, și așa pot să iau tot produsul. La început se aude foarte prost și înfundat, iar apoi se aude normal și nu atinsesem camera, ea era pe trepied. Asta s-a întâmplat și mai devreme când vorbeam despre masca de păr și masca de față, dar faza nasoală este că atunci când vorbeam de măști, tot clipul era stricat. Dacă și acest clip se aude la fel de nasol, asta înseamnă că va trebui să schimb camera cumva. Habar nu am ce s-a întâmplat și nu că asta ar fi fost de ajuns ca să-mi provoace un disconfort astăzi. Nu mai avem apă. Fără să știu, am fost la baie și când am tras apa, nu știu dacă auziți, dar rezervorul de la WC încearcă să se umple, dar nu are apă și nu știu dar cum să opresc ca să-i dau de înțeles că nu are de unde să ia apă. Dar bine că m-am sălat pe cap pentru că rămâneam cu usturoiul acela în cap și nu știu ce făceam pentru că nu aveam cum să mă spăl pe cap, doar dacă mergeam la altcineva, dar singura persoană care stă aproape de mine cred că nu era acasă, deci... Deci aș fi fost într-un bucluc mai mare ca mine. Și dacă vă vine să credeți, pentru o milisecundă când eram în baie, mă gândeam că, băi, ce bine că s-a luat apa ieri, pentru că noi ieri toată ziua nu am avut apă. Ce bine că s-a luat apa ieri, că astăzi chiar aveam nevoie de apă să mă spăl pe cap și zic, Doamne, ce bine că nu s-a întâmplat astăzi. Ei bine, n-a că s-a întâmplat și astăzi. Evident, fac ei... prostiile pe care le fac la fiecare început de sezon rece, nu le merg țevile, e înfundat totul, trebuie să repare ceva exact când toată lumea are nevoie de căldură. Partea bună e că nu depindem de ei de căldură, noi avem centrală, dar partea nașpa e atunci când iau apa, nu ne merge nici nouă centrala pentru că are nevoie de apă. Așa că mulțumesc, Doamne, că m-am spălat pe cap și că nu a trebuit să alerg pe undeva să mă spăl pe cap, pentru că asta ar fi însemnat să nu mai pot filma și să mă machez în grabă, așa că sunt am trecut așa ca prin urechile acului și vreau să încerc să văd cum rezolv problema cu camera. Sper să nu fie nevoie să iau o camera mare după mine, dar vreau să văd cum s-a înregistrat acest clip. În caz că nu mă credeți, dovada că nu avem apă. Oh, Doamne, nu pot să cred, rămâneam cu usturoiul ăla în cap. Acum ceva timp am fost contactată de o companie pentru a încerca niște lentile de contact. Probabil ei m-au găsit datorită videoclipurilor mele despre ochelari și mi-au oferit să încerc o pereche de lentile de contact. Eu nu am mai încercat niciodată lentile de contact și îmi doream, chiar îmi doream de foarte, foarte mult timp lentile colorate. Pentru un eveniment sau pentru, nu știu, Halloween, o petrecere, ceva mai special, unde îți dorești să încerci ceva nou, cred că este o ocazie superbă. Și evident că am zis da și mi-am ales și eu niște lentile de contact albastre. Dacă știți, eu ador ochii albaștri, îmi plac ochii indiferent de culoare, fie că sunt ei maro, cum îi am și eu, fie că sunt albaștri, verzi, orice.
Dar am o slăbiciune pentru ochii albaștri, îi ador, efectiv îi ador și când mi-au propus să aleg lentile de pe site-ul lor, m-am dus direct la secțiunea cu lentile albastre, puteți să le selectați după culori și am ales acolo, aveau destul de multe de ales și le-am ales pe cele care am crezut că o să arate cel mai bine pe mine, având în vedere că am ochii maro și părul negru. Aș fi ales unele mai deschise, dar nu știu exact cum ar fi arătat, probabil ciudat. N-am vrut să fie diferența prea mare, dar totuși am vrut să se vadă că este albastru, așa că... nici n-am menționat numele brandului. Se numește Iris Beauty. Au un site foarte, foarte fain. E prima dată când am auzit de ei și chiar mi-a plăcut, a fost ușor de ales de pe site-ul lor. Eu le-am luat fără dioptrii, sunt doar lentile albastre, fără nicio dioptrie. Și eu am nuanța Sky Blue. Fiecare lentilă a venit într-un ambalaj de genul, care a fost destul de greu de deschis și înăuntru era o soluție și lentilele. Sunt extrem, extrem de subțiri, n-am atins în viața mea lentile de contact și prima dată când le-am încercat eram un pic speriată pentru că nu știam cum să le pun, nu știam cum să le scot, nu știam cum sunt. Am întrebat-o pe Andreea ce am nevoie și mi-am cumpărat soluție. Aceasta am luat-o de la... nu mai știu ce farmacie, dar găsiți soluții cam pe peste tot. Și apoi mi-am luat niște picături ca să îmi pun după. Prima dată când mi-am pus lentilele, după aceea mi-am simțit ochii puțin uscați și așa mai sensibil. Și mi-am luat niște picături. Pe acestea am dat 20 de lei. Presupun că sunt și mai ieftine, dar nu știu cum se face, dar la farmaciile mele nu aveau picături pentru lentile de contact. Așa că am luat unele pentru ochi obosiți ca să pun măcar după, pentru că atunci îmi simțeam ochii cu probleme. În timp ce le-am purtat n-am simțit nimic. Așa că mi-am luat câte o sticluță de picături și acesta a fost 20 de lei. După ce le scot îmi place să folosesc câteva picături în fiecare ochi ca să mi se calmeze ochii, pentru că îi simt puțin uscați. Dar în timp ce le port nu simt nimic. Cred că le-am purtat de vreo 5-6 ori până acum, le am de ceva timp. Cu cât le purtam mai des, cu atât mă obișnuiam cu ele și am ajuns să le pun mai repede și să le scot mai ușor, pentru că aveam efectiv, prima dată când le-am scos, aveam ochii roșii, nu știam cum să le scot, dar acum sunt ok. Așa că să vi le arăt, o să mi le pun pentru acest machiaj, vreau să le port la eveniment și vreau să vedeți mai întâi diferența. O să o pun doar într-un ochi și o să vă arăt diferența între ochii mei maro și ochii albaștri. Înainte să le puneți, trebuie să vă spălați bine, bine pe mâini. Având în vedere că nu am apă, m-am spălat pe mâini cu apă de băut și, cum am spus și mai devreme, singura apă pe care o am în casă este o sticlă de 0,5. Deci, da. Și cu aceeași apă am udat și un burețel. Da? Ce fac eu pentru machiaj? Dar așa arată lentilele în ochii mei. Sunt absolut superbe. Se văd un pic mai închis decât sunt ele pe site, pentru că este pe un fundal negru, maro, un fundal închis și cam așa arată. Îmi plac la nebunie, sunt superbe, arată atât de natural, nu se văd în ochi. Când o scoateți din această cutiuță, să mai lăsați puțin lichid în lentilă, pentru că așa va fi mai confortabilă pe ochi și spațiul dintre ochi și lentile nu va fi uscat. Inițial când le puneam, luam tot lichidul de acolo și o simțeam foarte, foarte uscate și mă deranja puțin la început până când reușea lichidul să intre sub ea, dar cam pe la a treia, a patra dată când am pus-o mi-am dat seama că ăsta este un avantaj și să lăsați puțină soluție acolo ca să vă fie mult mai ușor să o puneți. Mi-a luat, cred că 20 de secunde să o pun. La început cred că mi-a luat 5 minute sau 6, dar cum v-am zis, cu cât le puneți mai des, cu atât o să vă fie mai ușor. Ok, zic să lăsăm vorba și să ne apucăm de machiaj pentru că se face destul de târziu și nu vreau să îmi fac acest machiaj pe grabă, vreau să stau încet, să mă asigur că totul iese bine, așa că să începem. Voi lua puțin anti-cearcăn pe care o să-l aplic doar pe ploapă, ca un primer și de asemenea să neutralizeze venele și să fie așa o culoare uniformă. Îmi fac ochii înaintea machiajului de fondului de ten, pentru că o să folosesc niște nuanțe mai închise și nu vreau să risc să cadă puțin far. Așa că voi face mai întâi machiajul ochilor, chiar dacă nu prea îmi place să fac asta. O să fac pașii care, să zic așa, ar putea să strice machiajul feței. Apoi o să-mi fac machiajul feței și apoi o să revin la ochi. Nu-mi place să-i termin de tot și apoi să
trec la față, pentru că atunci când aplic fondul de ten se strică puțin pe aici blendingul la care am muncit foarte mult și de aceea nu-mi place să fac asta. Acum o să iau paleta de la Wet n Wild, Rosé in the Air. Am făcut un first impression în engleză clipul trecut, cred, n-am mai încărcat nimic între timp și e superbă, îmi place la nebunie, așa că voi lua nuanța de sus pe pensulele de blending și o voi pune în pliu. Florile sunt absolut geniale, îmi place formula, pentru preț sunt superbe. Mă mut puțin mai jos în pliu și voi lua pe o pensulă mai micuță nuanța aceasta de aici, mofuliul acesta, pe care o să-l pun sub acest maro. Ok, apoi voi lua NYX Proof It, este un primer pentru ochi și voi aplica pe ochiul drept, puțin în centru, unde voi aplica apoi culoare. Vreau să fie doar așa puțin lipicios, ca fardul să se prindă mai bine de ochi. Iar apoi, imediat, voi lua o pensulă plată și rozul acesta de aici, care este absolut superb, divin, îmi place culoarea la nebunie. Și îl voi pune pe toată pleoapa. Nu mă duc prea mult în pliu, pentru că oricum când voi amesteca culorile se va lua puțin și se va duce și în pliu. Dar mă asigur că este pus pe toată pleoapa. Iar pentru că nu vreau să las chiar așa de închis, voi lua din paleta Sleek un rozaliu pe care îl voi pune deasupra. Nu vreau să fie foarte, foarte intens, așa că nu voi lua mult, doar cât să adauge puțin sclipici. Ok, acum voi muta la machiajul feței. Prima dată voi aplica puțin primer, acesta este de la Make Up For Ever. Este un primer matifiant, am mai vorbit de el și e foarte fain. O să-l aplic pe nas, Kat Von D, Lock It, este un super fond de ten. Și foarte, foarte puțin Maybelline Fit Me în nuanța 102, doar ca să-l deschid o idee, pentru că acum că s-a mai dus bronzul, nu mai sunt chiar nuanța asta de la Kat Von D și am nevoie de puțin alb. Apoi voi seta zona de sub ochi cu aceeași pudră. Pentru conturarea feței voi lua paleta de la Revolution, se numește Ultra Contour și voi lua nuanțele astea de aici de jos. Apoi voi lua o pudră liberă, o am pe acesta de la Cori Airspun. Acum mă dădeam și eu cu iluminator. Da, bine, la tine la mea iluminator, la mea e pudră de față. Bine, mă, bine. Să te dai tu cu asta pe toată fața. Da, știi că am... adică nu mi-ai urmărit videoclipul ăla cu glowy makeup în care am folosit pudra aia de la Catrice, care s-a iluminator, am folosit-o pe toată fața? Ba da. Păi, da, eu o folosesc ca pudră de setare, pentru că mi se pare că nu e highlight. Hai că am aplicat și eu mai mult pentru tine. Mulțumesc, mulțumesc, dar am zis eu, sunt cu iluminatorul mou. Ăla de la Nikkei. Revenind, acum să trecem la sprâncene. Voi lua puțină pudră și o pensulă așa în unghi și îmi voi face sprâncenele. Puțin mai intens ca să balancez cât de cât machiajul ochilor, care e super wow. Pentru colțul intern voi lua albul acesta. Voi trece la ochi, îmi voi ondula genele și voi aplica puțin rimel. Nu o să aplic momentan nimic pe buze, o să îmi pun ceva înainte să plec, pentru că mai am puțin timp, doar o să mai aplic un spray de fixare machiajului, acesta este de la Scandinavia și este în varianta care controlează sebumul. L-am git bine. Mă pregătesc să plec, așa că o să aplicăm și ceva pe buze. Am ales, evident, un gloss nude pentru că deja zona ochilor e super wow și am și gene false, așa că nu vreau să încarc buzele prea mult. Și o să aplic glossul acesta de la Colourpop, este din colecția cu Kathleen Lights. Acesta este look-ul final, îmi place
extrem de mult cum a ieșit, totul este superb, îmi plac genele, îmi place cum au ieșit sprâncenele, ochii, culoarea ochilor, nici nu mai zic, buzele, așa că acum Andreea îmi scrie de zor. Hei, m-am întâlnit cu Andreea și am ajuns, numai că am ajuns mult prea repede și frig și întuneric. Da, două fete machiate pe stradă la ora asta. Intrăm acum și oricum nu mai avem foarte mult de așteptat. Sunt tare curioasă cum e înăuntru. Am văzut niște baloane la intrare. Și muzică. Da, așa că hai să intrăm că mi-e frig. Când eram mic, îmi plăcea să mă dau cu creme de genul ăsta. Și cea mai faină cremă, cred că este cea de Peel Off. Până să vă vorbesc de cremele de la Seven Heaven, vă povestesc când, cum spuneam, când eram mic, îmi plăcea să-mi pun cremele, furam cremele de la maică mea sau de la sora mea, mă dădeam cu un Peel Off pe față, după care îmi plăcea să mă decojez doar puțin încât să pară că îmi cade pielea de pe față și asta o dispera pe sora mea. După cum se vede, am un ten foarte, foarte ok și așa la această vârstă, deci cremele funcționează, nu mi-am dat seama la vârsta respectivă, dar chiar sunt bune. Doi la mână ziceam și de, de mai devreme de trendurile din zona de Instagram. Sincer, ca să ai o rețetă mai aproape de succes, sfatul meu, primul sfat pe care îl dau este să vă inspirați fără rușine de pe conturile mari din Instagram, chiar și de la noi, de alții. Nu este nicio problemă, toată lumea face chestia asta și eu fac pe asta și să observați că în momentul în care începeți să imitați un anumit stil de fotografia sau vedeți ce funcționează, făcând chestia asta, încet, încet o să vă dezvoltați și voi propriul vostru stil, pentru că acolo trebuie să ajungă în fiecare. Tocmai ce am intrat pe ușă, am ajuns acasă în sfârșit. Nu știu cât de mult am reușit să filmez acolo, dar sper că de ajuns încât să faceți așa o idee cum a fost. Vreau să vă arăt puțin măștile pe care le-am primit, măștile care s-au lansat la acest eveniment. Le-am primit așa într-o cutie din asta. Am mai primit cutii de genul și îmi plac foarte mult ambalajele, foarte mișto. Am primit așa o mască cu argilă și trandafir roz. De aceea și tema petrecerii a fost Pink Party. Apoi am primit una cu guava roz și acesta este tip peel off, îmi plac mult și măștile astea. Apoi am una cu, asta e super mișto, asta nu e nouă, este o mască de tip șervețel cu arbore de ceai și mentă, asta e super faină, mai ales atunci când am multe bubițe active, asta le usucă foarte bine. Iar apoi masca de care sunt cea mai încântată este aceasta cu balonașii din astea, se numește Bubble Mask și este cu cărbune, mască spumă detoxifiantă cu cărbune. De asta sunt foarte încântată și chiar abia aștept să o încerc. E foarte interesant. Am tot văzut pe YouTube genul acesta de măști, dar n-am încercat niciodată, așa că sunt tare curioasă. Și am așa trei rânduri de poze cu Andreea. Asta e primul set de poze și ultima am stricat-o pentru că m-am mișcat. Apoi ăsta e setul al doilea. Asta e drăguță rău de tot. Hai, focalizează, așa. Iar apoi am făcut și cu Gabriela. Superbe. Asta îmi place mult de tot. Mă bucur mult
mult că am fost la eveniment și chiar mi-a plăcut, a fost fain, a fost muzică, am mâncat ceva, am aflat lucruri noi, m-am distrat cu Andreea, chiar mă bucur că a putut să vină și ea. Data trecută când am fost la evenimentul Le Petit Olivier, ea n-a putut să vină. Și vorbind de evenimentul Le Petit Olivier, acolo am cunoscut-o prima dată pe Dana Argeșan. Ea a prezentat atunci evenimentul și a fost superb, arăta impecabil și a vorbit atât de frumos și mi-a plăcut mult de tot și i-am dat follow pe Instagram, mi-a dat follow înapoi și acum am văzut-o din nou, am văzut-o pe la sfârșit și eram așa, vreau să fac poză cu ea, Andreea, dar mi-e rușine să mă duc să-i cer. Nu știam dacă o deranjez sau nu, dar până la urmă am fost la sfârșit și am făcut o poză cu ea, a fost foarte drăguță. Anyway, mă duc să mă demachez, să-mi dau genele jos, să-mi dau lentilele pe care, apropo, aproape că am uitat că le port. Sunt superbe, îmi plac la nebunie și Andreei au plăcut, sunt chiar foarte, foarte faine și îmi plac. Chiar mă gândesc să mai iau și alte culori, nu știu dacă verde sau alt gen de albastru, dar mă gândesc să mai îmi cumpăr o altă pereche când se vor strica astea. Și cam asta este pentru videoclipul de astăzi, sper că v-a plăcut să petreceți o zi cu mine, bine, nu o zi obișnuită, ci o zi în care am avut un eveniment. Dacă v-a plăcut, nu uitați să-mi lăsați un like și să mă urmăriți pe Instagram și pe Twitter, linkul este în descriere. Dacă vreți mai multe vloguri, dar în engleză, vă invit pe canalul meu de vlog, Andrami04TV. Iar noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!